Concluzia este următoarea, că raportul Curții de Conturi confirmă ceea ce Partidul Național Liberal a denunțat de foarte multe ori. Și am să o spun răspicat și cu toată proprietatea cuvintelor. Comportament interlop al PSD. Îi solicităm domnului Dragnea, care conduce astăzi în mare tăcere Partidul Social Democrat, să dea explicații publice referitoare la această ilegalitate făcută publică de către Curtea de Conturi. Era viceprim-ministru, dacă nu mă înșel, la acea dată în guvernul Ponta. Și aș vrea să văd cum justifică acest lucru. Pe de altă parte, vreau să știe opinia publică că genul acesta de raport n-are cum să rămână fără consecințe. Sunt absolut convinsă că așa cum este procedura, traseul, raportul va merge către instituțiile abilitate pentru a se putea vedea cine și în ce măsură se face vinovat de acest lucru.